Ieșanul Ioan Baron, fost mecanic CFR, s-a retras în munții Bucovinei și a învățat leacurile naturii, pe care le prepară singur, alinând suferințele călugărilor și mirenilor, trimiși la el chiar de medici. Ioan Baron a trăit 4 ani într-un bordei săpat în pământ pe muntele Jumaleu din Bucovina, până s-a hotărât să iasă iar la lumină. Își lăsase în urmă la Iași viața de mecanic la CFR, familia cu 2 băieți mari și un trai așezat. Dar liniștea din suflet nu și-o găsise încă nici după ce ieșise la pensie. Ceva îi dădea ghies să-și ia lumea în cap, nu ca un aventurier, ci ca pusnic. A vrut să se retragă la mănăstire, dar preoții au considerat că nu-i de el viața în monahie. Mai stai și lămurește-te, i-au zis ei. Și a mai stat, dar tot pe lângă ei. Din tinerețe îi plăcuse să fie curios, să caute, să cunoască. Așa învățase câteva leacuri băbești care se înlocuiască pumnul de medicamente pe care lumea îl lua la primul semn de boală. Iar acolo, pe muntele Jumălău, natura i-a dezvăluit în întregime secretele din farmacia ei verde, aceea care vindecă rănile cu plante înfiripate în seva pământului și din aerul curat. Cu ierburile culese din munți, Ioan Baron a început să prepare, să combine, să găsească tot felul de remedii. Azi a dat cuiva beteag să încerce o tinctură, mâine a alinat durerea cu un decoct, poi mâine a oblojit cu o alifie. Lui Ioan i s-a dus vestea pe la mănăstirile și schiturile din jur, iar călugării și măicuțele au început să-i bată tot mai des la ușa colibei din munți, cerând ceva de leac. Ei l-au numit fratele Ioan, în semn de accept în lumea lor cea tainică, departe de oameni, dar aproape de nevoile lor. Așa a vrut să mă cunoască și părintele Iustin Pârvu de la mănăstirea Petru Vodă. Trimitea vorbă prin măicuțe să vin la el, dar eu le refuzam mereu. Ziceam, dar de ce vrea părintele să mă cunoască pe mine, un nevrednic? Iar măicuțele plecau supărate. Cum? Îl refuzi tu pe părintele Iustin? Nu înțelegeau cum vine asta. Au venit înapoi cu 2 preoți după ele, dar tot așa le-am refuzat. Până la urmă m-au luat prin înșelăciune să duc niște leacuri. M-a certat părintele Iustin. Hai, lasă, nu te mai alinta că ești nevrednic. Voiam să știu cine ești, povestește Ioan Baron. În anii de când stă pe munte, nu i-a fost dor de nimeni și de nimic. Cumva îi era dor de el, de aceea s-a dus în pustie, să se regăsească. Vă spun eu, după 1-2 ore pe cărări, pe munte, nu te mai gândești la nimic. Vin la mine tot mai mulți tineri cu suferințe psihice, stres și supărări. Îi țin o zi la mine în pădure, îi plimb pe munte, îi hrănesc cu ce mănânc și eu, iar ei uită de ce au venit. Mă întreabă doar, dar nu mă mai doare nimic, ce ați făcut? Așa mă întreabă mereu și medici, oameni cu școală care vin la mine să vadă cum fac eu bine oameni. Mă și mir că vin ei, doctorii, dar eu le zic tuturor, doar 10% e de la mine, restul de 90% e de la Dumnezeu. Nu-i pare rău după vremea când era în lume. De atunci îl bătea gândul să facă altceva cu viața lui, pe care spune că și-a trăit-o din plin, cu trăznăi și aventuri prin toată țara. Dar întotdeauna i-a plăcut solitudinea munților. M-am plimbat prin toată țara cu trenul. Era o viață foarte frumoasă, dar și grea, cu multe examene profesionale. Dar mi-a plăcut muntele din tinerețe și când am ieșit la pensie, primul gând a fost să mă duc la o mănăstire la Sihăstria Rarăului, să-i ajut la construcție. Le aduceam ce aveau nevoie. Mă mișcam ușor că nu plăteam trenul. Ceream ajutor de la șefii mei de la CFR și îmi dădeau și ei ce materiale le rămâneau. Nu vă gândiți că duceam ceva furat la mănăstire. Așa că gândul meu a fost să intru și eu la mănăstire. Preotul de acolo mi-a zis că trebuie acordul soției. A venit la Iași să stea de vorbă cu ea, iar soția nu a fost de acord. Ce scandal a ieșit! Dar eu tot m-am dus acolo.
Eram un pensionar tânăr și ajutam la treabă. Nu ceream bani. Am stat așa două veri. Mă pricepam la toate. Întrebam preoții. E bine să intru la mănăstire? Mai așteaptă, ziceau ei. Cât? Voiam eu să știu. Până la Dumnezeu. Și uite așa, m-au dus cu vorba. Lasă-l să stea acolo, că are rânduiala lui, spuneau duhovnicii de la mănăstire. Familia i-a respectat rânduiala. Fiii săi își văd de viața lor. Unul lucrează la penitenciar, altul lucrează prin străinătate. Când l-a vizitat odată unul dintre ei, taicăsul a pus la treabă să care niște brazi de munte. Și fiul i-a zis: știi ce, tată? Am primit un telefon de la muncă, trebuie să plec urgent. Și dus a fost, râde Ioan de la Rarău. Chemat tocmai la Constanța de Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni să dea ajutor unor oameni cu tot soiul de suferințe, Ioan Baron a venit cu leacurile sale. Iarba tâlharului, papucul Maicii Domnului, pedicuța, sunt doar câteva dintre plantele folosite de el. Întâi le-a folosit pe propria piele, ca să le testeze puterea, și spune că a obținut pentru răni rele vindecări nesperate, în timp foarte scurt. Așa că a scăpat de vătămătura de la picioare, cu care s-a ales atunci când a căzut de pe stânci și și-a fărâmat oasele și carnea. Iarba tâlharului mai ales este panaceul în care fratele Ioan crede cu tărie. Folosită cum trebuie, alină dureri și vindecă răni din cap până în picioare, afecțiuni externe, dar și interne. Dar pusnicul recunoaște sincer că el nu dă verdicte medicale. Nu asta e priceperea lui. El spune: eu nu contest medicina tradițională și nu mă pricep să pun diagnostice. De aceea, cine vine la mine, este bine să fie văzut înainte de un doctor, să aibă un diagnostic. Pe baza lui, vedem cu ce îl pot ajuta eu cu leacurile. Asta vreau să fie foarte clar, apasă vorbele fratele Ioan. Iar oamenii l-au năpădit cu ofurile lor. Au vrut să știe dacă nu cumva este vreo șansă ca boli precum cancere, psihoze, artroze, scleroze în plăci, hernii de disc, afecțiuni femeiești și bărbătești, spuse cam cu jenă, chiar și probleme stomatologice, se pot vindeca fără doctorii, fără cuțit și fără pierderi ireparabile. Pusnicul nu i-a amăgit. Eu am leacuri pentru aproape orice, dar sunt limite și aici. La unele afecțiuni, dacă bolnavul este prea bătrân, peste 80 de ani, vindecarea este foarte grea, dacă nu chiar imposibilă. La oricine, dacă are vas de sânge întrerupt, nu se mai poate repara. Dacă nu, sunt șanse. Vin cu mâna strâmbă, cu defecte de vorbire, apoi își dau drumul. Au venit oameni cu bani, mi-au mulțumit și mi-au adus mănuși. Dar cum să culeg eu plante cu mănuși? Se miră el. Pusnicul a făcut un calcul. Sunt câteva mii de oameni care i-au trecut pragul în fiecare an. Au luat tratamente de la el, dar nu toți s-au vindecat încă. M-am confruntat cu bolnavi din toate categoriile sociale, chiar și cu politicieni. Sunt spitale private dotate, dar ei refuză să mai meargă acolo. M-a uimit asta. Eu păstrez legătura cu ei. Mă interesez dacă țin la stilul de viață mai ordonat. Ei trebuie să facă mereu controle. Doctorii au rolul lor. Dacă ei n-ar da diagnostic corect, nici eu nu aș ști ce leac să le dau oamenilor. Mă așteptam să am reacții negative de la medici, dar mă sună, vor să mă ajute. Vin cu bolnav și mă întreabă de ce am nevoie, mai ales cei de la Cluj și de la București, spune fratele Ioan. Pe el muntele l-a vindecat. Statul departe de grijile lumești, izolarea, meditația, aflarea limitelor, munca pentru ceilalți, au fost leacurile sale. Nu știe dacă el a găsit locul sau locul l-a găsit pe el. Au venit doctori și au făcut măsurători. Au luat probe de apă, de sol, au analizat puritatea aerului.
Au zis că așa ceva n-au mai văzut. Și pe mine m-au verificat unii veniți să mă soare pe acolo. De curiozitate am stat. M-a distrat într-un fel, că la noi nu mergea aparatura lor modernă. Ziceau că iese o energie pozitivă prea mare, care le dădea peste cap acele. Când m-au pus la aparat, pe ecran apărea un schelet așa, iar în dreapta scria că eu am 26 de ani. Doctorița se mira. Nu înțeleg ce se întâmplă, că n-am mai făcut așa. Am rugat și o maică să stea și la fel a ieșit și la ea. Ceva nu-i în regulă aici, au spus ei. Și-au strâns aparatele și au plecat, se amuză pusnicul Ioan. De acolo, de pe muntele său, pusnicul nu coboară decât rare ori, la sărbători când merge la mănăstire. O excepție face. Dacă este cineva foarte beteag, care nu se poate deplasa, atunci Ioan se duce la căpătuiul lui. Lumea știe unde să-l caute. În ținutul Sucevei, la câmpul lung moldovenesc, lângă vatra Dornei. O să pară greu drumul, dar n-o să mai vrei să pleci, mustăcește pusnicul. Dacă există un remediu sigur pentru depresii, acela este mișcarea în aer liber, activitatea fizică și mersul pe jos. Recomand ieșirea în natură prin locuri izolate, sălbatice. Sunt tot mai dese cazurile de depresii. Vin elevi, profesoare care suferă de asta. Noi îi purtăm prin munți, pe locuri accidentate. Asta merge cel mai bine, unde el să fie atent unde pune piciorul, iar atenția să-i fie distrasă de la problema lui psihică. Alt remediu mai bun nu am găsit. Ăsta chiar dă rezultate și efortul fizic este foarte bun. Vin tinere și tineri fără somn, cu tot felul de vedenii. Îi punem la crăpat lemne și nu le mai trebuie nici mâncare și nici alte gânduri. După un efort din ăsta dormeau tun și nu mai vedeau nimic, zice pusnicul Ioan Baron. Odată, în tinerețe l-am întrebat pe Iosefini, maestrul iluzionist de la circ, cum face scamatoriile lui. El mi-a arătat ceva. Apoi am încercat și eu să fac hipnoză, dar mi-a înțepenit 2 ore mâna dreaptă. M-am speriat tare de tot. Am ars toate cărțile pe care le citisem pe tema asta. Mă mai întreabă lumea tot felul, dacă să creadă în radiestezii, în terapii din astea, în vise. Dar eu, pe cei care vin la mine, îi sfătuiesc să aibă credință și o viață curată. Dumnezeu să ne ajute!